Concursul Educație Rutieră, Educație pentru Viață, este organizat de reprezentanții Serviciului Poliției Rutiere Oltcea, Inspectoratului Școlar Județean și de la Palatul Copiilor Adrian Bălan din Slatina. Astăzi a avut loc faza județeană la care au participat câștigătorii de la faza locală. Prima probă susținută a fost cea scrisă. Proba teoretică a constat în întrebări pentru bicicliști. Au fost unele întrebări ușoare, altele mai grele. Eu zic că m-am descurcat destul de bine și sper să iau un punctaj bun. Proba teoretică a constat într-un chestionar cu 20 de întrebări și au participat 7 concurenți de liceu, secțiunea B. Concurenții s-au mutat apoi în poligon, unde au avut de trecut mai multe probe cu bicicleta. Ai pregătit? Da, am și emoții. Crezi că o să descurci bine? Da! Noi ne bucurăm că profesorii și elevii sunt interesați de menținerea în viață acestui concurs, pentru că nu facem decât să participăm într-un mod direct la educarea celor care folosesc drumul public și în astfel de condiții, pe viitor, dacă astăzi conduc bicicleta, vor conduce autovehicule pe drumurile publice, ceea ce înseamnă că educația rutieră va juca un factor important. Câștigătorii probelor de astăzi vor merge mai departe la faza națională a concursului Educație Rutieră, Educație pentru Viață.